V-am făcut această invitație astăzi de aici pentru că am considerat să ne întâlnim într-un cadru mai puțin oficial și discuțiile le-aș vrea mai libere. De data asta sper ca invitația mea să vă placă, locația sper că vă place și restul vreau să vă placă. Ceea ce cred că nu o să vă placă e faptul că o să schimbăm puțin rolurile după ce să vă prezint câteva idei și câteva întrebări, o să vă întrebem. Așa că pregătiți-vă sufletește, o să vă întreb eu și întrebarea va fi cam ce prioritate, o prioritate, maxim două, care o vedeți de implementat în orașul nostru, sigur că ele sunt multe, dar v-aș ruga să vă opriți la una, două. Chiar fac un apel la voi să tratăm lucrurile astea serios pe parcursul anului, pentru că din, mă rog, relația mea cu voi ca și oameni, în general, a fost ok. În schimb, ca să vă fac așa și un reproș, că știu că și voi o să faceți cât de curând. Aș vrea să vă spun că nici voi nu vă implicați foarte mult, deși aveți o grămadă de idei. Știu că puteți spune lucrurile într-o lumină corectă, în așa fel încât să atrageți lângă cei care reprezintă executivul primăriei și alte entități și chiar cetățenii. Fără cetățeni, fără voi, fără toată lumea dispusă, fără un parteneriat pe care trebuie să-l facem cu media, cu cetățenii orașului, cu celelalte instituții ale statului, nu o să reușim nimic, indiferent cine va candida, cine nu va candida, cine visează să candideze sau cine crede că a găsit, mă rog, soluțiile pentru orice problemă pe care o are călătoriu. Părerea mea, și e numai a mea, este că într-un parteneriat în care faceți parte și sunteți, mă rog, în primele rânduri, numai în felul ăsta, o parte importantă din problemele municipiului Călăraș se vor rezolva. Dacă acest parteneriat nu va exista, nu se va concretiza cât mai curând, sau peste un an, sau peste doi, când, mă rog, la primărie vor veni alții sau o parte dintre noi vor rămâne acolo, indiferent ce vor spune unii și alții în perioada următoare, că o să fie o perioadă în care, mă rog, toată lumea o să vină cu soluții extraordinare, în care vom găsi și vor găsi soluții revoluționare de a rezolva toate necazurile. Părerea mea este și vă supun atenție și vouă, eu supun și o dezbatere cât mai largă, nu se vor face pași importanți dacă acest parteneriat nu va exista. Ceea ce aș vrea să vă mai transmit este pentru că intrăm într-o perioadă de alegeri, atât europarlamentare cât și prezidențiale, după care vor veni și cele locale, sigur că perioada următoare toată lumea își va anunța candidaturi, își va anunța intenții, proiecte și așa mai departe. Referitor la Partidul Național Liberal, am să vă fac următoarea declarație pe care am scris-o aici și într-un material pe care l-am pus la dispoziție și anume că în urma analizei pe care eu împreună cu câțiva colegi ai mei foarte apropiați. Am făcut, am considerat și consider că trebuie și este spre binele tuturor ca Partidul Național Liberal să-și adune, să adune toate forțele și să reușească să câștige lupta sau luptele care vor
acest sens, în urma analizei pe care, așa cum spuneam, am făcut-o, consider că trebuie să fac și voi face și fac echipă cu primarul Dragoș Pătrălin. Am făcut echipă cu el din 2012, de când am și venit în partid. Sigur că au fost și alții colegi lângă care am fost și care chiar mi-a făcut plăcere să stau. Deci, din punctul ăsta de vedere, pentru a lămuri problema asta care probabil apărea la începutul discuției noastre, îi face echipă cu Dan Grăbuin, în condițiile în care și el va dori să candideze, în condițiile în care astăzi ne se va așeza încât lucrurile astea să se întâmple, dar în același timp mă voi pregăti alături de el și echipa PNL, ca în cazul în care Dan Grăbuin va dori altceva sau va candida în altă parte, voi face pasul ăsta și voi candida, având în vedere faptul că sunt președinte organizației municipale, având în vedere și faptul că adun o experiență și din administrație, mai am vreo două, trei calități, nu prea multe, am și destule mai puțin bune, dar am hotărât ca în ordinea asta să abordăm ca și organizație municipală următoarea perioadă, făcând echipă cu toți colegii mei care fac parte din PNL, în ordinea asta la candidatură, rămânând ca funcție de anumite lucruri, să vedem dacă Dan Grăbuin își dorește altceva. Dacă nu își dorește, voi face echipă cu el, așa cum am făcut din ziua în care am intrat în Partidul Național Liber. Din punct de vedere politic, declarația mea cam asta a fost. Din punct de vedere administrativ, aș vrea să vă spun câteva cuvinte. Dăm drumul la rândul nostru de lucru și după aia, sigur că o să puneți niște întrebări, dar vă atrag atenția că în funcție de dificultatea întrebărilor pe care mi le puneți, o să mă întorc împotriva voastră pe aceeași măsură, așa că vă alungați să aveți milă. Totuși, suntem în ianuarie, ca și la fotbal, nu trebuie să ne încălzim puțin și pe urmă să... Da, din punct de vedere al primăriei, cu siguranță anul ăsta veți vedea niște obiective care vor începe, gen strada Grivița, gen Piața Mare, gen bazar. Vor continua lucrările Mircea Vodă de asfaltare, vor continua lucrările din locul 1 vis-a-vis de știrbei Vodă, de partea asta cu Cuza Vodă, care nu e finalizată și nu e rezolvată în toată calitate și așa mai departe. Deci, pe lângă aceste proiecte majore, vor fi și proiectele europene care cu siguranță vor începe și ele undeva în mână. Se lucrează asidu și acolo, vor fi lucruri care se vor demara și vor continua în anul 2020 și probabil că vor continua și în anul 2021. Existând la ora asta un portofoliu de proiecte, așa cum cred eu că n-a mai existat pe fapt, este meritul colegilor mei din primărie, a unor colegi din primărie, să fiu mai exact și mai maxim așa. Indiferent de situația asta, administrația actuală, ca și cea viitoare, indiferent în ce componență va fi, va avea de finalizat aceste proiecte, drumul este ireversibil și cu siguranță vom vedea în 2021-2022 niște lucruri care cu siguranță și voi, despre care veți scrie cu admirație și cu
plăcere. Sigur că mai sunt multe lucruri de îndreptat, sigur că mai sunt multe de făcut în primărie, atitudinea noastră de acolo. Sigur că și noi, cei care suntem la vârful administrației locale, avem și ar trebui să ne dezvoltăm continuu pentru a fi un pas, dacă vreți, cu ceea ce doresc cetățenii, cu observațiile foarte corecte și foarte fine la adresa noastră, să fim în trend sau aproape tot timpul mișcare pentru a face față tuturor acestor cerințe și pentru a îmbunătăți viața cetățenilor, a noastră tuturor, municipiul Călăraș. Ultima remarcă care vreau să o fac, fie că e vorba de politică, fie că e vorba de administrația publică locală, fără un parteneriat între administrație, cetățeni, media și celelalte instituții, fără cei care lucrează în privat, fără firme, fără mai mari sau mai mici, nu vom reuși să dezvoltăm această comunitate. Faceți și voi ca și presă, este apelul meu de încheiere, în așa fel încât toate animozitățile, toate orgoliile care fac să nu se întâmple lucruri în această comunitate, să le prezentați în așa fel încât oamenii să înțeleagă că numai în felul ăsta se poate progresa, se pot rezolva problemele. Vă mulțumesc că m-ați ascultat. Stau la dispoziție cu întrebări, cu rugămintea, că și eu o să notez și o să vă pun niște întrebări vis-a-vis de cum vedeți voi ca priorități în municipiul Călăraș, ceea ce ar trebui să facă administrația locală și de ce nu, poate o parte din ideile voastre o să le prezint colegii noștri și poate în bugetul care încă lucrăm la el, având în vedere că cel național e la fel în lucru, noi mai avem timp să-l mai ajustăm. O parte, așa că ziceam, din ideile poate care le rezultă și de la această masă, să le putem transpune, să le ducem mai departe în proiectul ăsta de buget al municipiului Călăraș.